Da. Nu suntem în parcul Cișmigiu sau Herăstrău, ci la Adin Alberts și la Viorel Cataram acasă. Locuința e înconjurată de o grădină gândită ca în revistele de design și amenajări exterioare. Curtea e plină de cedri, arbori numiți în povești și legende copacii lui Dumnezeu, pentru că se spune despre ei că erau plantați încă de la începutul lumii. Fântâna arteziană și statuile conferă spațiului verde mai multă eleganță, iar lacul din apropiere parcă dă și mai mult multă liniște întregului peisaj. Poftiți! Haideți să vă arăt câte ceva. Este, după cum vedeți, verde și așa cum e acum, așa e și iarna, pentru că tot ce am ales s-a plantat în zona asta sunt plante care rămân verzi tot timpul anului. A fost dorința soțului meu, mai puțin gazonul, evident. Dar în rest, toți pomii ăștia, cei de ăștia sunt splendide, ne bucurăm foarte mult că s-au prins. Și este multă liniște, cred că și dumneavoastră vă simțiți foarte bine multă așa. Liniște. Cu mici excepții, suntem probabil de desubtul unor culoare de zbor. Și când trec avioanele? Avem avioane, mai ales noaptea, când o culcăm pe Briana, așa cum a fi în cald, ea doarme cu geamul deschis. Briana e foarte receptivă la orice avion. Noi nu avem aici tramvaie, troleibuze, metro, nici atât, deci ea nu știe cât de mașină și avion, deocamdată, da. Aveți o fântână foarte frumoasă. Nu știu că aici, în față, ați făcut dumneavoastră și nunta. Da, aici a avut loc nunta, aici au fost amenajate scaunele, acolo a fost masa, preotul și în partea cealaltă am avut orchestra de la operă. Și aici este locul de joacă al Brianei. Este și Briana aici. Văd că are multe lucrușoare de aici frumoase și căsuța este foarte frumoasă. Da, e... Mi-am dorit foarte mult pentru ea căsuța asta și m-am știut că o să se bucure și ea foarte mult. Petrece foarte mult timp aici. Ne așezăm acolo un colțișor pe salteluță, ne jucăm. Înapă? Aruncă-mă, nu? Uneori stăm și aici, stăm în căsuță când plouă. Îi place foarte mult să fim așa retrase, să avem locușorul nostru. Ce vă doriți să-i mai cumpărați? Nu știu, deocamdată, sincer, nu știu. Cred că vreau să iau o trambulină, mititică, foarte mare. Asta, mama, că am văzut că îi place. Ține, pregătim să mergem la grădiniță. Da? Da. Deja? Gata? Da. Păi e foarte dezvoltată, pregătită și simt că își dorește, se bucură de prezența altor copii. Aici partea cu lacul se vede foarte frumos. Da, e punctul forte al casei, zona asta, priveliștea asta superbă. Dar vara este agitație pe lac? Sunt... Vara este, da, este agitație. În afară de, vă spuneam, în afară de mașină, avion, Briana mai știe și barca. Chiar trece, da? Și o barcă? De ce? Le știe și pe astea. Și ne-am și plimbat cu ea anul trecut, când era mai mică, acum nu cred că își mai amintește. O să mai mergem, evident, și vara asta. Aveți și o piscină frumoasă aici, cred că vara... Stați la aici piscină. Ne vom bălăci, da. Aici Briana va învăța să nuate, cel puțin așa ne-am propus, vom vedea dacă reușim. După ce ne-am încărcat cu atâta frumusețe din natură, vorbim cu Adina Alberts și despre frumusețea personală. Am aflat cum se îngrijesc ea și Viorel Cataramă și am primit câteva sfaturi. Sunt câteva lucruri care se pot face în perioada asta. În ceea ce privește corpul și tonifierea, tratamente combinate atât pentru dezvoltarea musculaturii, tonifiere, cât și pentru creșterea calității tonusului la nivelul tegumentului. La noi în clinică există un mixaj de astfel de tratamente. Schema de tratament este personalizată pentru fiecare pacient care se adresează și ar mai fi ceva de remarcat sau de subliniat. Expunerea exagerată la soare nu este bună pentru nimeni. Este indicat să ne expunem puțin dimineața și puțin seara, pentru că în felul ăsta sintetizăm vitamina D și nu ajungem la alte probleme, cum ar fi osteoporoza. Și soțul dumneavoastră arată foarte bine, are 62 de ani. Cum reușește? Mă bucur, pentru că multă lume a remarcat asta. Facem de două ori pe an câte o cură de vitaminizare, facem puțin botox, nu e un secret pentru nimeni.
câteva injectabile și mezoterapie. Deși e soție și femeie de carieră, prioritatea Adinei e acum micuța Briana. Încearcă să-i ofere o copilărie cât mai frumoasă, dar și să o obișnuiască de acum cu anumită disciplină. Tocmai de aceea, înainte de somnicul de prânz necesar copiilor, a luat-o să o plimbe prin oraș puțin, să-i arate și lumea din afara grădinii părinților. Gata, puiu, am plecat! Am plecat, papa! Am plecat, papa!